toate cele mai mici decât costurile pe care le suportăm în fiecare zi, de la afaceri închise, școală închisă. Multe persoane care au trecut prin boala provocată de virus rămân cu probleme nu doar respiratorii, ci și neurologice. Cele mai frecvente sunt starea de oboseală, amețeala și confuzia. Bogdan Popescu, specialist în neurologie, a vorbit la Digi24 despre efectele post-COVID. Este vorba de problemele care sunt ulterioare infecției acute. Este vorba despre oboseală, astenie, cum spunem noi. Este vorba de incapacitate de concentrare, mulți au reclamat acest lucru. Este vorba de o stare de productivitate profesională redusă. Ceea ce se întâmplă pe termen lung, nu știm cu adevărat, însă nu sunt în acest moment dovezi suficiente că acest virus ar provoca complicații neurologice pe termen lung, spre exemplu, creșterea riscului de a face boala Alzheimer sau creșterea riscului de a face boala Parkinson sau un astfel de complicații ulterioare în timp. Directiva europeană ar putea bloca o parte din tranzacțiile cu cardul. Măsura este menită să protejeze suplimentar tranzacțiile online, dar unele plăți ar putea fi respinse dacă băncile din România nu își armonizează măsurile de siguranță cu cele impuse de Bruxelles. Asta presupune ca și magazinele să-și actualizeze softul. În caz contrar, tranzacția va fi respinsă la plată. Președintele Comisiei de Carduri din Asociația Română a Băncilor, Adrian Tomașescu, spune însă că riscul este minim și ar putea viza doar cumpărăturile de pe site-uri din afara țării. Această directivă europeană se aplică tuturor țărilor din spațiul economic european, deci nu afectează doar consumatorii din România. Ea are aplicabilitate începând cu luna ianuarie și, într-adevăr, pot exista anumite situații în care tranzacțiile stând nu poate fi efectuate. Sistemul bancar din România s-a pregătit pentru acest moment. Știm de asemenea că magazinele online din România sunt pregătite pentru acest moment în proporție de peste 95%, astfel încât incidențe de această natură în tranzacționarea pe magazinele din România este foarte puțin probabil să apară. Pot apărea la tranzacționarea pe site-ul din